Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Băcăuanii au dreptul să cunoască dezastrul de la aeroport, afirmă deputatul Mircea Fechet. Mascații au descins în forță, 10 locuințe au fost vizate. Hoții i-au lăsat casa ca de văruit. Deputatul Mircea Fechet, președintele PNL Bacău, alături de consilierii județeni ai PNL, au cerut public președintelui Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, rezultatele auditului de la aeroportul din Bacău. Consilierii județeni ai PNL au depus o solicitare oficială pentru ca președintele CJ Bacău, Valentin Ivancea, să facă public raportul de audit referitor la aeroportul internațional George Enescu din Bacău. Băcăuanii au dreptul să cunoască dimensiunile catastrofei manageriale făcute de Oana Chelaru, pusă în funcție de PSD și ținută acolo pe 4.000 de euro pe lună, în ciuda rezultatelor extrem de slabe. Am solicitat să vedem inclusiv informații referitoare la entitatea care a efectuat auditul la contractul de achiziție publică, precum și o informare legată de modul în care va fi asigurat managementul regiei până la desemnarea unei noi conduceri, dar și reorganizarea aeroportului. Președintele PSD al Consiliului Județean Bacău sfidează băcăuanii pe banii lor și ține ascunse informații de interes public și contracte care s-au încheiat din banii cetățenilor. Ne așteptăm ca domnul Valentin Ivancea să răspundă cu celeritate la această solicitare. Aeroportul Bacău este un obiectiv de investiții mult prea important pentru a fi tratat de PSD, așa cum a fost până acum. Pentru cei care se întreabă răuvoitor ce a făcut PNL pentru aeroport, le reamintesc că în ultimii 30 de ani, Consiliul Județean, în subordinea căruia se află aeroportul, a fost condus de PSD, se arată în comunicatul transmis de deputatul băgăuan Mircea Fechet. În această dimineață, oamenii legii au descins la 10 locuințe din Buhuș, motivul investigației domiciliare la locuințele celor implicați în lovirea polițistului ce a intervenit în fața sălii de joc din Buhuș. În această dimineață, polițiștii din cadrul poliției orașului Buhuș, împreună cu cei ai serviciului de investigații criminale și criminaliști cu sprijinul jandarmilor din cadrul grupării mobile de jandarmi Bacău, au descins în 10 locații din orașul Buhuș. Polițiștii au pus în executare 10 mandate de percheziție domiciliară la locuințele unor persoane bănuite de lovirea sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj, comise pe 17 ianuarie. Suportul de specialitate este asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. Activitățile sunt în derulare și sunt efectuate în vederea completării materialului probator. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că pe 17 ianuarie un conflict între 9 persoane a avut loc în fața unei săli de jocuri din orașul Buhuș. La data de 17 ianuarie, în jurul orei 17:30, o patrulă de ordine publică aflată în exercitarea atribuțiunilor de serviciu pe strada Republicii din Buhuș a observat un grup de persoane care se manifestau agresiv. Polițiștii i-au interceptat pe cei implicați în scandal și au solicitat sprijinul celorlalte patrule de poliție aflate în teren pentru aplanarea conflictului. La fața locului au intervenit polițiștii serviciului pentru acțiuni speciale și jandarmii din cadrul grupării mobile de jandarmi Bacău. Din primele cercetări s-a stabilit că doi tineri de 23 și 25 de ani care se aflau în fața unei săli de jocuri au fost loviți cu obiecte contundente de alte 7 persoane cu vârste cuprinse între 22 și 25 de ani ca urmare a unor discuții în contradictoriu generate în aceeași zi. Din altercații a rezultat rănirea ușoară a două persoane de 24 și 25 de ani cărora le-au fost acordate îngrijiri medicale la unitatea spitalicească din Buhuș. Polițiștii au deschis dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunilor de lovire sau alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. În cadrul intervenției la fața locului, un agent de poliție a precizat că a fost lovit cu un obiect contundent în zona omoplatului de către unul din participanții la conflict. Față de acest aspect a fost anunțat procurorul din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Buhuș în vederea continuării cercetărilor. Se arată în comunicatul de presă transmis de purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău, Cătălina Păduraru.
Hoții i-au lăsat casa ca de văruit. Femeia locuiește în Brașov și este cadru didactic, iar când a primit vestea că locuința moștenire de familie a fost călcată de hoți, aceasta a căzut ca un trăznet. Când a aflat că hoții, rudele acestuia, sora și nepotul, i-au lăsat casa goală ca pentru văruit, aceasta a avut un veritabil șoc. Casa a fost golită de mobilă, i-a fost luată centrala termică și un calorifer a fost smuls de pe peretele de la baie, ne spune femeia care a depus plângere la poliție pe 6 iunie 2022, la scurt timp după jaf. Purtătorul de cuvânt al IPJ Bacău ne-a precizat că dosarul penal se află în lucru sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Onești. Luni 19 ianuarie de la ora 14:30 a avut loc o nouă ședință extraordinară a consilierilor locali la sediul Consiliului Local Onești. Pe ordinea de zi au fost 4 proiecte de interes local. Unul din cele mai importante este cel legat de modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 5 aprilie 2022 privind depunerea proiectului lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic Petru Poni din municipiul Onești. În vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice. Mai multe detalii în minutele următoare. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 5 aprilie 2022 privind depunerea proiectului lucrări de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic Petru Poni din municipiul Onești, corpul A și corpul C, în vederea finanțării acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta 5, valul renovării, axa 2, schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea P2, renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiect PNRR/2022/C5/B222/1. Are cuvântul domnul secretar pentru a prezenta referatul de aprobare a proiectului. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 11 din 2022 a fost aprobată punerea unei cereri de finanțare pentru proiectul lucrării de intervenție asupra clădirilor și amenajărilor exterioare ale Liceului Tehnologic pentru Poni din municipiul Onești, corp A și corp C și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia. Având în vedere solicitarea de clarificări numărul 7056/2023 primită de la Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice și Administrației cu privire la armonizarea valorii totale eligibile a proiectului, aprobată prin hotărârea Consiliului Local menționată, cu valoarea din cererea de finanțare, se impune modificarea hotărârii și anexelor acestuia. Termenul de răspuns la solicitarea de clarificare este data de 19.01.2023. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate până la această dată conduce la excluderea cererii și nu se va putea aproba finanțarea în această etapă. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul comisiei. Comisia numărul 1. Disfavorabil. Comisia numărul 4. Vă mulțumesc. Da. Discuții pe marginea proiectului. Țin să anunț că eu nu particip la vot la acest proiect. Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut. Luni 16 ianuarie, de la ora 18, în cadrul stagiunii muzicale 2022-2023, a avut loc un recital de muzică și poezie românească dedicat Zilei Culturii Naționale în interpretarea sopranei Ozana Barabancea la sala Cinema Capitol. Iată că îndrăgita Ozana Barabancea revine la Onești, un spectacol de excepție în această seară. Da, este vorba despre un spectacol în cinstea marelui Eminescu. Suntem pregătiți și eu și fiul meu și colegul lui să facem un concert de neuitat, pentru că noi îl iubim foarte mult pe Eminescu. De fapt, toți românii îl iubesc foarte mult pe Eminescu și merită să îi păstrăm vie amintirea, să îl citim și să îl cinstim. Nu este o întâmplare, nu, că începem anul în forță alături de dumneavoastră? Este o întâmplare fericită? Eu sunt bucuroasă că începem împreună anul 2023, pentru că data trecută, în 2022, am avut un mare succes. Oamenii au fost foarte încântați de repertoriul ales. Repertoriul s-a îmbogățit între timp și, în mod special, am două piese dedicate lui Eminescu. Una este chiar compusă de mine, se cheamă Odă
Luceafărului, pe versuri de Carmen Aldea Vlad, și a doua piesă se cheamă Duhul Eminescian, scrisă și muzică și text de Alina Manolache. Am început acest interviu spunând că sunteți îndrăgita Ozana Barabancea pentru că au fost spectacole cu casa plină, ca să zic așa. Se pare că vând bine. Știți vorba aia, ce faci? Rating. Cum ați reușit să puneți, să puneți așa pe tapet acest spectacol? Pentru că nu au fost spectacole multe, probabil și agenda este încărcată. Acest spectacol este cu o țintă foarte bine stabilită. Cele două piese le-am făcut în 2023, vă dați seama că suntem la începutul anului și a trebuit să îmi mobilizez și compozitorul și producătorul și cameramanul, să găsim și un Eminescu, să găsim și machiaj, l-am luat de la Tecunuză undeva, și costume. După cum observați, sunt îmbrăcată în costum de epoca respectivă. Și am încercat să facem așa un reminder, un remember Eminescu, pentru că îl iubim foarte mult și versurile, mai ales din Duhul Eminescian, mă regăsesc în ele atât de mult, mai ales în strofa a doua, o să vedeți, că aș vrea să mă întorc în timp, să te cunosc, să îți strâng mâna, să-ți spun tot ce mă faci să simt. Da, deci este personală, o iau personal. Nu este un proiect cu sponsorizări sau făcut, eu știu, am avut vreun ajutor dintr-o parte, nu. Este o investiție pentru sufletul meu. Și pe final un mesaj pentru administrația publică locală, pentru că, iată, trebuie să recunoaștem, acest spectacol fără primarul Oneșului, Victor Laurențiu Neghină, nu era posibil. Vreau să vă mulțumesc și să vă felicit pentru inițiativă. Vreau să felicit primăria, pe domnul primar Neghină, pentru domnul Tenie. Pe domnul Tenie, de asemenea, vreau să îl felicit și să îi mulțumesc pentru invitație și pentru încredere. Este pentru prima oară când adun toate aceste piese absolut superbe într-un spectacol. Deci, iată, ar trebui să ne simțim onorați și eu și voi. Împreună facem un lucru minunat pentru Eminescu. Intrarea a fost gratuită pe bază de invitații, iar sala a fost plină ochi. Acestea au fost ridicate de la caseria Cinema Capitol. Ați venit la spectacol. Vă place doamna Ozana Barabancea? Da. Vă place cum cântă? Vă place de dumneai? Nu am mai ascultat-o până acum, n-am avut ocazia, dar am vrut să o văd și îmi place de ea. Este un spectacol dedicat Zilei Culturii Naționale, nu? Bine. Da. Am înțeles. Obișnuiți să mergeți la evenimentele la bibliotecă? Da, rare ori, dar merg. Am înțeles. Atunci un mesaj pentru cei care conduc această instituție? Acasă am o mulțime de cărți cumpărate în timpul vieții și le citesc cât pot și cât mai pot. Am înțeles. Și la bibliotecă nu mergeți, nu? La bibliotecă rar. O să mai meargă de acum la concerte la vară. Dar trebuie să merg pentru că acolo este mai plăcut, mai util față de televizor, față de calculatoare. Am înțeles, am înțeles. E mult mai plăcut să citești o carte. Sau să vezi un spectacol. Sau să vezi un spectacol. Aproape toate activitățile culturale de la bibliotecă le văd, de la muzeu. Aici am lucrat zeci de ani. Aici am fost crescută de o învățătoare care a înființat cinematograful în Onești și m-am pregătit și m-a format și aici am lucrat eu zeci de ani. La cinema? Da, aici. Am înțeles, foarte frumos. Vă place Ozana Barabancea? Enorm. O știu de la televiziune din... În juriu. Și am cunoscut... Da. Și am cunoscut-o personal, pentru că la bibliotecă a fost în vară și i-am oferit un buchet cu flori și ceva artizanal legat cu tricolor și am rugat-o să ducă mai departe arta populară românească și tricolorul. Așa. Sfânt. Corect. Un mesaj, dacă e, pentru cei care conduc biblioteca, pentru acest eveniment, pentru oferirea acestui frumos eveniment. Mie am foarte buni organizatori. Mie îmi spun mămăița, că eu sunt cam în vârstă, știți? Sunt foarte sănătoasă, cu excepție că m-am operat acum la ochi și mă duc, m-am spus la toate, sunt într-o carte
care a fost editată de un grup de profesori, doctori, ingineri, jurnaliști, istorici, istorici, da? Să înțeleg că ei au fost inspirați să o aducă pe Ozana Barabancea din nou la foarte. Am văzut spectacolul la bibliotecă, fata a cântat la pian și doamna Gloria, muzică doamnei, da? Și muzică clasică, care eu sunt nelipsit. Noi mergem la bibliotecă și la videoopere. Uh-huh. Am revăzut toate operele. Am înțeles. Enorm de mult îmi place. Doamna a cântat atunci muzică clasică, muzică populară, muzică ușoară și patriotică. Ați înțeles? Ne-a mers la suflet, foarte aplaudat, a fost, a sculat lumea în picioare, foarte mult mi-a plăcut. Și aici o să spun o poezie de Eminescu, că ieri a fost ziua lui Eminescu. Și noi marți la Seniora Club, să vin niciodată și la noi, la Seniora Club, acolo vine și mama domnului primar, și acolo în grupul șefa noastră e juristă, și vin foarte multe doamne de toate vârstele. Avem o doamnă de 90 de ani, o doamnă de 86 și urmez după aia eu. Am înțeles. Mulți înainte și ce să zic, vizionare plăcută. Eu vă admir pe dumneavoastră de foarte multă vreme și vă prețuiesc că faceți activități frumoase și cele mai interesante lucruri din oraș le mulțumim. Înregistrați. Mulțumim. Multă sănătate și fericire. Îmi place, o apreciez, o urmăresc, toată cariera am urmărit-o, o cunosc de mai bine de 15 ani. Băiețul avea doar 5 ani și fetița era nou născută. Am fost în casa dumneaei, îi știu toată evoluția artistică și o apreciez. Iată că e o răsfățată a Oneștiului și nu numai, a întregii voi până la urmă. Sunt anul 2022 și anul 2023. Se pare că începe cu și alături se sfârșește alături de dumneai, pentru că au fost multe spectacole cu dumneai în zonă. Eu o iubesc o dată în plus că a dormit la mine o săptămână. Am avut o musafir chiar. Deci, cu alte cuvinte, vă leagă o lungă și frumoasă prietenie. Așa este, așa este, adevărat. Și sper să nu se întrerupă aici. Un mesaj, dacă e, pentru administrația publică locală a municipiului Onești, care a organizat acest eveniment și a adus-o aici, mai aproape de inimă, oricum, în suflet era. Prețuim inițiativa și pe mai departe să fie la fel, că vom veni întotdeauna cu mare drag la spectacole. Vă place Ozana Barabancea? Sigur, cu mare drag am venit la acest spectacol. Bineînțeles, trebuie să mulțumim primăriei municipiului Onești pentru că a chemat-o pe Ozana Barabancea la acest spectacol. Practic începe așa, începe anul în forță cu un spectacol de excepție în care protagonista principală este dumneaei. Da, sigur. Pentru Ziua Culturii, cu această ocazie, tuturor celor care servesc cultura, arta, le urăm sincer la mulți ani și cu mare dragoste îi invităm pe toți să vadă acest spectacol. Cu toate că Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Onești s-a mutat temporar la muzeu, în cadrul instituției se pare că ambele activități se împletesc în mod armonios. Mai multe detalii aflăm în minutele următoare de la directorul Bibliotecii Municipale Radu Rosetti Onești, Ionuț Tenie. 2023, iată că a prins Biblioteca Municipală Radu Rosetti în casă nouă, dar casă veche, dacă e să zicem așa. V-ați mutat de anul acesta și văd că v-ați integrat destul de bine. Da, este o casă provizorie, să zic așa, pentru că Biblioteca Municipală Radu Rosetti din Bulevardul Loituz intră de zilele acestea în procesul de reabilitare și modernizare într-un proiect pe fonduri europene, așa că timp de 10 luni oneștenii vor putea veni să împrumute cărți și nu numai la Muzeul Municipal de Istorie, așa cum vedeți în spatele meu, împreună cu colegii mei am încercat să aducem cât mai mult fond de carte pentru a satisface toate gusturile și preferințele și am încercat din spațiul acesta al muzeului să optimizăm cât putem pentru a crea cât mai multe săli, atât pentru împrumut adulți, pentru împrumut copii, o să vedeți și o sală de internet, o sală de lectură pentru adulți, pentru a putea
merge la capacitate maximă în continuare, pentru că serviciile bibliotecii sunt solicitate, așa cum bine știți, și să putem să avem pentru toți oneștenii câte ceva, chiar dacă anul acesta într-un spațiu mai restrâns la Muzeul Municipal de Istorie. Tot cărți se pot împrumuta și de la filiala Cosânzeana, este tot aici în zona de jos a orașului și acolo avem fond de carte și acolo am, să spunem, amenajat o mică ludotecă și pentru preșcolari ca să nu ne simtă lipsa. Ați valorificat până la urmă spațiul generos al muzeului, dar nu ați anulat, să zicem, sălile de expoziție care erau aici. Da, activitatea Muzeului Municipal de Istorie va funcționa în continuare ca și până acum, pentru că sălile ne-au permis, nu am afectat expozițiile permanente deja existente în cadrul muzeului, așa că cei care sunt interesați pot bifa două lucruri deodată, pot veni și pot împrumuta cărți și pot vedea și exponatele din cadrul muzeului nostru. De altfel, spațiul generos de aici, de la parterul muzeului, cred că se potrivește ca o mănușă, dacă e să zic așa, destinației clădirii. Într-un fel, chiar dacă inițial aici a fost o bancă la începuturi, apoi s-a amenajat Muzeul de Istorie, cred că am reușit să compartimentăm și să eficientizăm acest spațiu. În ceea ce privește frumoasele evenimente culturale organizate de Biblioteca Municipală Radu Rosetti în 2023, chiar dacă va fi mai greu, o să avem concerte în continuare, atât în sala filialei Cosânzeana, iar concertele cu artiști mai mari, să spun așa, în sala Cinema Capitol. Ce evenimente ne mai pregătiți pentru luna ianuarie? Iată, se apropie cu pași repede și luna februarie, o lună mai scurtă. Da, noi am început anul cu sărbătoarea Zilei Limbii Române și Ziua Culturii Naționale printr-un recital al Ozanei Barabancea. Continuăm proiectele în luna februarie, stagiunea teatrală. Începem anul cu o piesă de teatru, o comedie, dar nu vreau să vă divulg acum numele pentru că încă suntem în discuții. Și de asemenea, în februarie, stagiunea muzicală, intenționăm să o invităm la Onești pe soprana Gabriela Iștoc împreună cu quartetul domnului Margasiu. Asta este veste bună pentru că la spectacolul Ozanei Barabancea foarte mulți au lăudat, ca să zicem așa, spectacole organizate de Direcția de Cultură și așteaptă cu nerăbdare spectacolele din acest an. Da, noi deja avem un plan, avem un buget împreună cu Primăria Municipiului Onești, pregătim deja și concertele de outdoor, din aer liber, odată ce va veni căldura, recitalurile verii vor reîncepe în parcul municipal, dar și multe alte surprize. Ne gândim la invitatul pentru marșul absolvenților și de ce nu ne gândim deja din ianuarie și la cei mici pentru a le oferi ceva inedit de ziua lor, de 1 iunie. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 21 ianuarie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Mercurul în termometre urcă până la valori de 10 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 4 grade Celsius. Duminică 22 ianuarie, cerul va fi parțial înnorat. Este posibilă chiar o ploaie ușoară. Maxima zilei ajunge până la valori de 9 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 4 grade Celsius.
Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.